Invităm toți copilașii. Așa. Eu am să vă spun asta. Un șoricel privi din cărpătura sa din perete și văzu pe țăran și nevasta sa cum desfăceau un pachet. Șoricelul, foarte curios, oare ce mâncare o fi acolo? Cu groază își dădu seama că acolo era de fapt o capcană. Șoricelul se strecură cu mare grijă în curtea animalelor și dădu alarmă. E o capcană în casă, e o capcană! Găina cotcodăci și se înfoie, ridică capul și zice: Domnule șoarece, văd că pe tine te afectează acest lucru, dar pentru mine nu are nicio importanță. Atunci șoricelul, trist, se întoarce spre porc. E o capcană în casă, e o capcană în casă. Atunci porcul, fiindu-i milă de el, zice: Nu pot să te ajut cu nimic, domnule șoarece, dar pot să mă rog pentru tine. Te asigur, mă voi ruga pentru tine. Atunci șoricelul merse la vacă. E o capcană în casă, e o capcană în casă. Vai, domnule șoarece, zice vaca, îmi pare rău pentru tine, dar pentru mine nu este nicio urgență. Și așa se întoarse șoarecele trist în casă, să se lupte singur cu capcana pusă de stăpânii lui. În chiar noaptea aceea se auzi un zgomot, cum ar fi zgomotul produs de o capcană în care ar fi prins un șoarece. Atunci nevasta țăranului se repezi să vadă ce s-a prins. Pe întuneric, ea nu-și dădu seama că în capcană de fapt s-a prins coada unui șarpe. Șarpele o mușcă pe nevasta țăranului. Țăranul o duse cât putu de repede la spital, dar medicii spusese că trebuie să plece acasă. Avea încă febră. Țăranul s-a gândit ca tratament să-i facă o supă de pui. Și ce credeți că a făcut? Ce credeți că a făcut țăranul? Supă de pui? Nu. Doar am spus, țăranul a vrut să facă o supă de pui ca tratament pentru nevasta lui. A luat cuțitul și a plecat în coteț și a tăiat găina. Se vede că această supă nu a tratat-o pe soția lui. Atunci au venit prietenile și vecinile ca să stea cu ea, să o susțină. Și pentru ca să le hrănească, țăranul s-a gândit să taie porcul. Nici aceasta nu a salvat pe soția lui, atunci soția sa până la urmă a decedat. Și au venit multă lume la înmormântare. Și ce credeți că a făcut țăranul ca să hrănească toată lumea aceea? Mai tare? Corect, a tăiat vaca. Șoricelul, trist, s-a ascuns în crăpătura lui și privea. Atunci, din această învățătură, în această povestire aș vrea să vă întreb, ce ați învățat și ce credeți că ar trebui să facem noi unii cu alții? Cine vrea să spună? Ce învățătură ați luat din această povestire? Să ne rugăm unul pentru alții. Așa, cine mai are idei? Eu cred că, cum a spus și, cum te cheamă? Casandra, trebuie să ne rugăm unii, Casiana, trebuie să ne rugăm unii pentru alții, dar trebuie să avem grijă unii de alții. Adică dacă prietenii noștri cad în nevoie, nu trebuie să-i lăsăm.
Sunteți de acord? Cine vrea să se roage ca de azi înainte să avem mai multă atenție, să avem grijă unii de alții, să ne rugăm unii pentru alții, să ne ajutăm unii pe alții? Cine vrea să se roage pentru aceasta? Eu. Vă invităm la rugăciune. Tată, tăreți-ți eroții, dar nu mă dorește ce și e, dar la toate de lume de atâte mine, nu o să zvăță de rele, de nou, atâte talele, o să o de o noapte, nu o să zice de ce se rău, te rău, și s-o se rău de mine. Amin. Da, mulțumim, sorei Zina, pentru povestirea pentru copii. În timp ce ea povestea, mă gândeam, am fost săptămâna asta într-un spital și în apropiere de recepție era o statuie cam așa de înaltă, reprezenta pe Iisus stând pe bancă și avea doi copilași pe brațele lui. Și mă gândeam, și scrie acolo, fiți atenți la copii, așa ceva de genul. Și mă gândeam la timpul pe care îl petrecem noi cu cei mici. Spun pacea Domnului tuturor și fie ca Domnul să ne pregătească inimile și sufletele pentru ca să primim cuvântul Lui. Subiectul care l-am ales să-l împărtășesc cu dumneavoastră, nu are de-a face cu, cum să zic, să supăr pe cineva sau să cineva să simtă că ar fi deranjat. Din contră, vreau ca asta să fie pentru întărirea noastră ca și frați. Și dacă se întâmplă să supăr pe cineva prin ceea ce am să spun, rog de acum, de la început, să mă ierte. Subiectul care l-am ales, se pare că, în special în bisericile noastre, este un adevăr pe cale de dispariție. Vă invit ca să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în Marcu 8:34. Se poate? Da. 8:34. Și a doua parte a textului spune așa: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze. Vă rog ca să rețineți să se lepede pe sine însuși pe parcursul predicii. Sociologul Stephen Cohen a încheiat recent un studiu aprofundat asupra culturii seculare în America. Dintre toți participanții la acest studiu, el s-a concentrat asupra unui tip de oameni pe care el a numit-o evreii cu afilieră moderată. Aceasta înseamnă că nu erau nici atei, dar nici strict religios. Și din tot acest curs pe care l-a făcut el, lucru care i-a atras în mod deosebit atenția este că în timpul interviurilor acest grup de oameni aveau tot timpul atenția îndreptată asupra lor. Și Stephen Cohen a numit lucrul acesta euul suveran. Astăzi se pare că acest eu domnește. Euul
este măsura tuturor lucrurilor. Oarecum oamenii se simt și obligați față de eul lor. Un alt lucru interesant e că alți sociologi au descoperit aceste atitudini cu privire la eu, chiar și în rândul creștinilor. Cei care se numesc creștini. Pur și simplu așa gândesc oamenii. Euul este suveran. Și există această înclinare și atitudine ca să nu mai fim în căutarea marilor cauze sau în căutarea marilor adevăruri. Nu mai căutăm să aparținem unei ființe superioare nouă. Și știți, cred că știți bine, de fapt, ce căutăm sau cum e starea noastră. Căutăm ceva care să fie pe măsura noastră, pentru că așa ne simțim confortabil, da? Însă se pierde din vedere un lucru. Și așa cum am spus la început, există un adevăr pe cale de dispariție. Există un element care lipsește din viața noastră. Acest element despre care, care dă și titlul acestei predici, este angajamentul. Potrivit dicționarul explicativ al limbii române, pe lângă cele patru definiții care le dă dicționarul cu privire la angajament, una dintre ele spune: obligația luată de cineva din proprie inițiativă de a face ceva sau o promisiune solemnă. Și am împărțit în trei părți acest angajament. Una dintre ele în care deja am intrat, și anume despre euul suveran, așa cum îl numește Cohen, și o să amintesc și celelalte două. Ca și creștini, trebuie să recunoaștem și este adevărat că ne este greu să ne luăm angajamente astăzi. Cu greu facem lucrul ăsta. Avem acea tendință să ne dăm în lături, da? Când vine vorba de promisiuni, când vine vorba să ne investim pe noi înșine cu seriozitate. Avem acea tendință, trebuie să recunoaștem că mai bine nu, sau mai bine nu eu, da? Chiar și când citim, cineva citește pentru prima dată Biblia, să spunem, o citire superficială a Noului Testament, în special Noul Testament, descoperim că Iisus le-a adresat urmașilor săi un apel la angajament. Da? Cum l-a chemat el pe Matei? Acum studiem la Evanghelia, la lecțiune Evanghelia. Și a mers după el. Hristos i-a chemat pe ucenici în acest mod. Și în Marcu 8, cu 34, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să-mi urmeze. Vedeți, acest angajament, această renunțare de sine, da, spune textul, să se lepede de sine însuși. Această renunțare de sine, această predare de sine, sunt neglijate în creștinismul care este, în creștinismul de astăzi, care este contrar acestor lucruri. E un creștinism care te face să te simți comod, conciliant și nedispus la sacrificiu. Dacă noi ca și creștini suntem lipsiți de acest angajament, da, față de cauza lui Hristos, atunci suntem lipsiți de conținut, de autenticitate, de putere și chiar de o bucurie adevărată.
În versetul 35, Iisus afirmă că oricine va vrea să scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața din pricina mea și din pricina Evangheliei, o va mântui. Da? Și aici apare această satisfacție de durată în urma angajamentului pe care noi îl facem față de Hristos. Satisfacție de durată este rezultatul al scopului bine definit. Nu putem avea un scop real fără un angajament față de o cauză mai mare decât noi înșine, să aspirăm la ceva mai sus decât noi. Când devenim absorbiți de o cauză mai mare decât noi înșine, descoperim cheia adevăratei fericiri în viață. Cu alte cuvinte, nu există un angajament mai mare și mai important decât acela față de cauza lui Hristos, nu? Nu există un scop mai măreț decât acela de a manifesta dragostea lui Dumnezeu față de ceilalți. Și adevăratul sens al vieții îl descoperim doar atunci când ne dăruim pe noi înșine. Și apare și acea bucurie de durată. Vedeți, Hristos a îndemnat pe ucenici să renunțe la munca lor, la familiilor, și pe noi ne îndeamnă să renunțăm la atâtea lucruri care ne pot desparte de El, da? Nu zic că să renunțăm la muncă sau nu asta, la lucruri care ne pot desparte de El. Și noi credem că sunt oarecum, ne sunt neplăcute sau ne afectează pe noi, dar El are și partea bună a lucrurilor, are acea bucurie de care numai dacă îl urmăm pe El putem să avem. Ne oferă acea bucurie. Cu cât angajamentul nostru față de Hristos este mai profund, cu atât influența noastră este mai extinsă. Al doilea lucru despre care, sau a doua parte pe care acest angajament o are și pe care am găsit-o și vreau să o împărtășesc cu dumneavoastră, se găsește în Evrei 10, dacă Liviu vrea să pună, în Evrei 10, 24 și 25. Dacă aveți Biblia dumneavoastră, puteți să deschideți. Să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Să nu părăsim adurarea noastră, cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Într-adevăr, acest angajament, acest adevăr, este pe cale de dispariție în zilele noastre. Chiar și angajamentul față de o biserică, să spunem, de o comunitate, față de un grup de oameni, și acest tip de angajament dispare și reprezintă una dintre cele mai mari nevoi ale noastre. Într-o altă traducere, apostolul spune așa, să nu renunțăm să ne adunăm la oaltă, cum obișnuiesc unii, ci să ne încurajăm unii pe alții cu cât mai mult, cu cât vedem că ziua se apropie. Să nu renunțăm să ne adunăm la oaltă. De ce am face lucrul acesta? Nu uitați, vorbim despre angajament. De ce am face acest lucru? Dacă vă aduceți aminte, câteva luni în urmă, fratele Daniel, când a fost aici ultima dată la noi, a spus o predică despre de ce venim noi la adunare. Și motivul pe care el l-a dat atunci și noi am, dacă vă aduceți aminte, am enumerat câteva dintre ele. Motivul de care el l-a susținut în acea ocazie și cred că în psalmi, a folosit textele din psalmi, a fost că, vă aduceți aminte, să ni se descopere
păcatele, așa spunea atunci textul din, așa spunea textul din Psalm, să ni se descopere păcatele. Ei, pe lângă asta, pe lângă răspunsul care l-a dat el atunci, am găsit câteva și aș vrea să le împărtășesc cu dumneavoastră. De ce să nu renunțăm să ne adunăm la oaltă? Acesta este modul prin care ne putem întări spiritual. Și suntem, făcând lucrul acesta, suntem încurajați să urmărim, cred că, să urmărim dragostea și faptele bune, da? În 24. De ce este necesar să ne angajăm, da? Față de o biserică, față de un grup de oameni, da? Să-l numim așa, față de o comunitate, de o adunare. De ce e necesar? Este necesar pentru a fi hrăniți. Nu spun că în afara bisericii, acasă, în studiile noastre, în rugăciunile noastre, nu suntem hrăniți. Suntem hrăniți în mod special atunci când ne angajăm față de o biserică, da? Când ne angajăm să venim la biserică. Nu ești hrănit dacă mergi din biserică în biserică. Mi-aduc aminte când eram acasă și tata povestea musafirilor care erau în casă, înainte ca, în urmă cu 25-27 de ani, când el a cunoscut pe Domnul, povestea cum el mergea din biserică în biserică ca să afle adevărul. Deci nu l-a dus nimeni de mână, hai la mine sau uite așa. Nu, el a luat Biblia, da? Și făcea comparații. Și așa a ajuns să meargă la aproape toate bisericile de acolo din zone la noi. Nu vreau să le numere acum, cred că sunt vreo 7-8 diferite dominațiuni, da? În momentul ultima, când a intrat în Biserica Adventistă și ce l-a impresionat cel mai pe el a fost corul și liniște de acolo. Atunci a simțit că este hrănit într-adevăr. Atunci a găsit el acea pace în suflet, da? Și acel, i s-a liniștit acel dor pe care, după care tânjea, da? Nu ești rănit dacă mergi din biserică în biserică. Nu ești rănit dacă rămâi, da, venim la biserică și când spunem că venim la biserică, dacă rămânem în fața bisericii, da? Stăm acolo, da? Aici are loc activitate. Sau stăm pe hol, suntem hrăniți, primim ce are nevoie sufletul nostru? Nu suntem hrăniți dacă ascultăm doar o parte a serviciului sau doar o parte din predică. N-avem cum să primim hrană spirituală pentru mintea noastră. Mergem mai departe cu răspunsurile la întrebarea de ce să aparținem sau să fim angajați unei comunități. Deci facem și vrem să facem lucrul acesta, să ne angajăm față de o biserică pentru a fi hrăniți în mod real. Da? E necesar pentru noi ca și creștini, mai ales în timpurile pe care noi le trăim, este necesar să fim alături de un grup de oameni, da, de frați, la bine, la rău, atunci când se trece prin apă, când se trece prin foc. Și de ce am face lucrul ăsta? Pentru că vrem să creștem, nu? Pentru că vrem să creștem în Hristos, împreună cu toți frații, să dezvoltăm acel tip de relație care să ne susțină atunci când avem bucurii, atunci când avem necazuri. Facem prin rugăciunile noastre, știu că facem lucrul acesta. Și totodată dezvoltăm acel tip de relații care ne susțin, care ne fac responsabili și care ne inspiră. Un lucru care este mai puțin plăcut,
care se întâmplă în bisericile noastre, nu spun biserica noastră, e că nu suntem dispuși, nu suntem dispuși să ascultăm sfaturi. Nu suntem dispuși să ascultăm sfaturile altora, sfaturi care ne pot întări și ne pot ajuta să creștem în Hristos. Și din cauza asta, mulți nu vor sau evită să mai vină să ne strângem la oaltă. Vedeți, noi putem să zicem încă că avem libertate, da? Suntem liberi încă să facem atâtea și atâtea lucruri, să ne adunăm, suntem liberi să nu ne adunăm împreună la oaltă. Dar murim de foame. Sufletul nostru se rănește cu alimente încă sărace. Nu ne alimentăm cu o hrană solidă necesară. Nu ascultăm ceea ce este nevoie să ascultăm. Aș vrea să vă dau trei lucruri care ne pot ajuta și ne pot face să fim bucuroși și să primim cele mai mari binecuvântări spirituale care se pot da atunci când venim la adunare. Încă o dată menționez, nu doar faptul că venim la adunare putem avea aceste lucruri, fiecare dintre noi și acasă, dar în mod special atunci când ne strângem împreună în casa Domnului. Primul lucru ar fi să ne promitem nouă înșine, e un pas mărunt să zic, dar pe care putem să-l facem, da? Să ne promitem nouă înșine că odată în săptămână putem să venim la adunare și vrem să facem lucrul acesta. Și acum gândiți-vă, dacă noi mergem acum acasă și mâncăm, da? Și mai mâncăm mâine o masă, și mai mâncăm peste o săptămână, apoi peste o lună, apoi peste un an. Suntem care ne poate face să ne bucurăm de binecuvântările spirituale de la adunare, din biserică. Să ne pregătim inima pentru închinare prin rugăciune. Nu știu, de obicei, când eram în comunitatea din țară, mi-aduc aminte, eram învățați chiar și la școala de sabat, atunci când intrăm, eram copii atunci, atunci când intrăm în biserică și ne punem pe scaun, să ne spunem în gând o rugăciune, da? Oarecum o pregătire a ceea ce avea să se întâmple în acel sabat sau în acele ore cât eram la adunare. Să credem că atunci când venim la adunare, Dumnezeu va da pentru sufletele noastre cea mai mare binecuvântare spirituală pentru ca, pe, despre care fiecare dintre noi avem nevoie. Să credem și să așteptăm acea binecuvântare, dacă noi venim oarecum pregătiți sufletește la adunare. Să credem că Dumnezeu ne vorbește prin intermediul muzicii, prin intermediul rugăciunilor, al predicilor și să fim bucuroși și nerăbdători când plecăm la biserică și să ne avem acest sentiment de sau simțământ al obligației. Astea doar sunt idei care ne pot ajuta și ne pot întări atunci când noi venim la adunare. Al treilea lucru e să participăm activ la închinare. Să nu fim doar niște spectatori plictisiți. Am să vă dau un exemplu mai puțin obișnuit. În biserică la noi și în toate bisericile există ceva care este prezent
în fiecare vineri seara, în fiecare sabat, la fiecare serviciu divin, e prezent când se fac programe, e prezent la Sfânta Cină, e prezent totdeauna. Acest ceva este întotdeauna tăcut, niciodată n-ai auzit de la acest ceva vreo gălăgie, dar, da, e ca o ghicitoare, dar există un lucru neplăcut cu acest ceva. În ciuda că ascultă toate predicile, ascultă toate rugăciunile, ascultă toate cântările, acest ceva rămâne, din păcate, neschimbat. Da, știți la ce mă refer, nu? Vă mai dau un indiciu și ar trebui să ghiciți. Dar stați pe ele. Haideți să nu fim doar niște spectatori, da? Să fim activi la închinare. În urma auzirii unor lucruri, în urma ascultării cântărilor, în urma rugăciunilor, noi să fim transformați, să fim schimbați, să nu rămânem doar simpli spectatori care stăm pe scaune. Venim și mergem la adunare. Știu că mulți dintre noi luăm Biblia cu noi, da? Vă invit ca să facem acest obicei în continuare. Să ne gândim la cuvintele imnurilor, să intrăm în spiritul rugăciunilor. Și mai știu încă câțiva dintre noi luăm notițe în timpul predicii. Ne ajută și ne menține să fim concentrați la ce se vorbește. Și atunci nu ajungi să fii doar un simplu spectator, ci ai acea... Da, ești activ la ce se întâmplă în jur. A treia parte a angajamentului, deci am spus angajamentul față de Hristos, da, cea mai mare cauză și cum ar trebui ca să ne lepădăm de noi, da, să lăsăm eul deoparte, să fim dispuși să investim, da? Apoi am spus angajamentul față de biserică, cum ar trebui să fim atunci când venim la adunare ca să primim binecuvântări spirituale pentru sufletele noastre. Și a treia, angajamentul într-o credință care orice s-ar întâmpla, suntem fermi față de Hristos. Angajamentul într-o credință neînfricată, orice s-ar întâmpla. În Evrei 11:13, în credință au murit toți aceștia fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Știm că credința trece dincolo de lucrurile care se văd, la lucrurile care nu se văd. Și dacă noi suntem loiali, angajați în credința lui Hristos, chiar și în cele mai grele încercări, prin credință putem să-L prindem pe Dumnezeu de mână. Am să vă dau un exemplu și n-o să vă rețin mult. Cu toții ați auzit de Valdezi, da? Ei au avut conducători în perioada cât ei au trăit, pe Henry Arnaud. Valdezi a fost o grupă mică de creștini care credeau în Cuvântul Lui Dumnezeu, credeau în Biblie și au vrut și au cutezat să fie diferiți. Însă, știm bine, ori de câte ori ne angajăm să facem lucrarea Lui Hristos și ne angajăm să-i slujim Lui, cel rău imediat și El e la lucru.
Ei au refuzat să accepte hotărârile așezate în locul cuvântului Dumnezeu de biserica de stat din acea perioadă. Pentru ei, poruncile lui Dumnezeu erau mai importante decât tradițiile oamenilor. Și atunci, biserica și-a acționat. Imediat a trimis o armată împotriva lor. Și am să vă povestesc doar o secvență din viața lor. Se spune că într-o zi de dimineață de primăvară, valdezii locuiau sus pe munte și jos la poalele muntelor era un sat și colonelul de pe rot, așa se numea, împreună cu armata, erau pregătiți să-i atace pe valdezi. Să vedem ce atitudine avea acest colonel. Cum a mers el împotriva valdezilor? Le-a spus la început, băieți, uite aici, pentru că deja era noapte, o să dormim aici și mâine o să invităm toți sătenii în centrul satului să le arătăm spânzurătoarea care am pregătit-o pentru valdezi. Așa se leuda el, era îngânfat. Și le-a spus tuturor, haideți să vedeți cum vor sfârși valdezii. În schimb, în vârful muntelui, da, la valdezi, conducătorul valdezilor, Henry Arnaud, cum acționa el? A deschis Biblia și a citit Psalmul 124:2. De ne-ar fi Domnul de partea noastră când s-au ridicat oamenii împotriva noastră, ne-ar fi înghițit de vii când li s-a prins mânia împotriva noastră. Astea vorbe ieșau de la valdeș, de la conducătorul lor. În sfârșit, armata în frunte cu colonelul lor de pe rot, erau 4.000 de oșteni, au început să urce spre valdezi. Totul a fost bine când a trimis niște iscoade, care erau foarte buni în a se cățăra pe munți, și atunci când valdezii i-au văzut, au aruncat cu pietre spre ei și se pare că și colonelul lor de pe rot a fost rănit, acolo sus pe munte. Fiind rănit acolo sus pe munte, nu mai avea cum să coboare jos. Și a cerut valdezilor să-l găzduiască acolo unde erau ei așezați. Deci a venit împotriva lor și a ajuns să le ceară ca să-l găzduiască peste noapte sau până își vindecă rănile sau până ce se leagă. Bineînțeles, valdezii i-au oferit cu bunătate, da? Un loc unde să se odihnească, unde să-și lege rănile, acolo sus pe munte, dar colonelul de pe rot nu s-a așteptat la lucrul acesta. S-a făcut și a revenit și a coborât din nou la armata lui. Și a uitat, de fapt, ce au făcut valdezii. N-a contat pentru ei lucrul ăsta și a dus mai departe. A înconjurat locul unde erau valdezii, dar și de data asta, valdezii au fost protejați de o ceață și au avut ocazia să fugă din nou din fața armatei. S-au dus mai sus pe vârful muntelui. Și soldații lui de pe rot vorbeau între ei, uite pe oamenii ăștia și cerul îi ocrotește, că nu i-au mai văzut. O ceață, Domnul a lăsat o ceață ca ei să poată să se retragă dinaintea armatei. Dar se pare că nu întotdeauna a fost așa. A venit o zi când 250 de valdezi au fost prinși într-o peșteră, ei se ascundeau de armată, soldații au făcut focul la intrarea în peșteră și valdezii au murit cântând cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu. Ce vreau să spun cu asta? Valdezii au preferat mai degrabă să moară decât să-și compromită integritatea lor. Au acceptat martiriul decât să renunțe la credința lor. Și mărturia lor ne cheamă astăzi pe fiecare dintre noi la loialitate, la acel angajament față de Hristos.
Dumnezeu ne cheamă pe noi astăzi, pe generația și de astăzi, la un angajament mai profund față de El. Ne cheamă la o credință care nu compromite și nu face compromis. La o loialitate statornică față de cuvântul Lui. Facem noi compromisuri? Valorile noastre sunt influențate de mediul, de cultura în care trăim? Există lucruri în viața noastră la care ne este greu să renunțăm, deși nu ne simțim confortabili când le facem? Această credință a valdezilor ne îndeamnă și pe noi astăzi să avem o credință neclintită. Și bineînțeles că credința lor oarecum ne mișcă inima, să nu rămânem doar la aceasta, la o simplă. Să fie acela de a manifesta dragostea lui Dumnezeu față de ceilalți. Am văzut de ce am face lucrurile astea, da? Ca să descoperim cheia adevăratei fericiri în viață. Apoi să ne investim pe noi înșine, să lăsăm de la noi, să facem acea lebădare de sine de care am vorbit la început. Apoi cu privire la venirea la biserică. Să știți că Domnul ne va hrăni sufletele noastre dacă căutăm să facem din venitul la biserică, da? Un loc unde să urmărim dragostea, faptele bune, așa cum spunea textul. Și nu să urmărim lucruri care pot dezbina, aduce dezbinare sau chiar și ură între frați. Nu vom descoperi acea binecuvântare specială de la Dumnezeu în sabat, dacă venim și căutăm astfel de lucruri. Și invitația care rămâne din timpul valdezilor și până noi astăzi, și vă fac și dumneavoastră astăzi și mie însumi, să luăm din nou decizia de a rămâne credincioși lui Dumnezeu. Indiferent ce s-ar întâmpla, ori de câte ori credința noastră va fi atinsă sau zdruncinată. Nu, să-i rămânem loiali Lui, angajați în credința Lui. Și acest lucru să-l facem prin harul Său până la venirea Sa. Amin.